Polițiștii de frontieră l-au prins pe bărbat la scurt timp după ce a încercat să evite controlul din punctul de trecere. Irachianul avea răni la piciorul drept, așa că la fața locului a fost solicitat un echipaj medical. Bărbatul le-a declarat polițiștilor că a plecat din Turcia în urmă cu 3 zile cu un autocamion condus de un cetățean turc, a cărui identitate nu o cunoaște, căruia i-a plătit suma de $1000. Tânărul dorea să ajungă în Germania și nu deținea documente de călătorie valabile. Conform protocolului româno-bulgar, cetățeanul irachian a fost preluat de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor.